Deci suntem din nou în emisii, deci cum era situația asta în unitățile astea de resuscitare, să spunem, națională? Foarte complicată, nu te puteai înțelege, ca și situația asta cu Bardan Constantin, că eu îi spun, măi, om, dacă faci staza temporală și-l bagi pe ăsta pe Niculescu, Muzil, dacă bai și familia, zici că sunt niște proști, nu ți da, lumea nu se prinde în jur, trebuie să faci în jur o stază temporală, trebuie să removezi toate crimele. Era un criminal ordinar, familia asta, Bardan, eu zic, supracriminal, deci, suprahoț. De asta spune că nu erau chiar comuniști. Păi noi suntem, noi acum mâncăm și langustă, și crab, și creveți, Oman, noi suntem la putere. Cam asta era în anii 50. Poporul trebuie să muncească. Toate stațiile astea, cum îi spuneau ei, de mâncare erau dublate, triplate. Iliescu a fost un alt cretin. Trebuia să-i lese așa un timp, să spunem, să vadă exact pe unde se duc. Deci ei nu mâncau acolo. Acolo mâncau niște excroci la restaurantul ăsta a partidului. Deci, situație complicată și la pământul ăsta nemapate, era o porcărie. Eu i-am convins, măi, că tu nu gândești bine, dă bani acolo să removezi totul, câte crime are în deputăția lui, numai pe păi numai crime a fost, că o muri vreo 5 milioane, au un vreo 5 milioane, păi da, păi, deci cât sunt din Sovietul Suprem, sunt din Sovietul Suprem, deci trebuie să distrugi, practic, totul acolo, păi distrugi-ți acolo, vei, fă staza temporală, termină pe Lenin. Că unii au încercat să facă asta, erau numai Lenin, erau Lenin la închisoare, Lenin... Uite, și aici a venit un om care seamănă cu Lenin. Foarte suspect. Am mai văzut un Lenin acolo, unde a fost ucisă femeia aia. Deci când faci o treabă, o faci global. Nu se putea să te înțelegi cu ei. V-am spus că o dat mulți metri cubi de dolari pe aici la diversi oameni. Era și vrari, vrari a fost la închisoare femeia asta până la urmă, cam așa mi se pare. Toate că avea și ea dubliuri, tripliuri, enpliuri. Au fost mai mult de drept comun, cred că și până acolo s-au monstruos. Deci ei nu au removat corect situația, e evident că nu au removat-o corect, nu cred că nu au fost nici boieri, din ăștia cu 10.500 de hectare care s-au dus în steric, așa era atunci, să spunem, omul, și așa e și acum, cu avocați din steric, lucruri din steric, lovituri de stat din steric. Și bineînțeles, este fuziunea asta ciudată. Se pare că totuși adevăratul Nicolae Ceaușescu pleacă de acolo când vede că vreau să-l mazilească din la început. Lasă un fel de dubliuri din asta genetizată și soția sa alții, deci omul a plecat. Poate era mai serios totuși omul ăla, așa să știi, că e plecat. E chiar transformat în altceva. Deci am spus, s-o dat la familia asta Dumitescu, dar unde sunt colosal monstru detention din asta, detainers, cum le mai spune, dar eu știu să spun și detention. Este foarte problematic. Eu le-am spus, să pleci din țară, deci asta e. Dar nu te puteai înțelege cu ei. Asta am observat. Nu te puteai înțelege cu ei absolut deloc.
Și uite cum este o mașină din asta de tricotat și surfilat extrem de bună. Ea este, iată, m-am uitat și eu, este sub pază. Un muncitor nu muncește practic decât vreo 15 minute pe zi. Poate să ducă în oraș, să culce. Vine a doua zi. Muncitorii tot n-au fost mulțumiți. Eu vă spun că românii sunt foarte ticăloșiți în esența lor, să spunem, sau oamenii care au părăsit locuri de muncă excepționale. Trebuie văzut și cu ei. 1% vă spun, sunt locuri de muncă excepționale și poți țin o mică producție acolo. Peste tot, v-am spus, erau numai adunări, numai ceva grețos, complet. E foarte greu de renovat țara acum, pare psihicul poporului distrus complet. Și bineînțeles, am primit eu alte amenințări cu mare, că vezi că tu nu prea gândești ca noi, nu e bine, am zis. Nu gândești ca noi, vei. Nu-i bine. Și, bineînțeles, toți au obținut ceva, să spunem, succes, rulmentul și toate acestea în grămadă. Rulmentul cu roli sau un alt tip de rulment, stafilopoz, cum spuneam ei, au ieșit piese foarte bune. Astea le-am făcut chiar eu. Ei nu vroiau să se logheze la creierile. Cu cercul aerului, eu știu dacă fi fost o stază temporală din asta, de toată planeta. Nu știu, aici sunt foarte multe lucruri bune, dar care se pare că s-au dus acum a dracului și lucrurile astea bune. Așa, o ieșit prin 7-10, o dai dracului pe toți când s-o munci degeaba, dar totuși s-o făcut ceva bun. Mai ales eu am făcut practic totul perfect. Ce au făcut ei cu stazele astea temporale, o ai și suspect. Asta. Foarte suspect.